De doar o lună a venit pe lume Andrei, un îngeraș cât o mână de om, a adus odată cu el o mare bucurie fiind cel de-al treilea copil al familiei Posa. Din păcate, această bucurie a fost umbrită foarte repede. Chiar imediat după naștere, medicii le-au dat părinților o veste care le-a tăiat răsuflarea. Andrei suferă de o malformație cardiacă extrem de gravă și trebuie operat de urgență. Deci imediat cum a născut, mi-am spus că are o malformație la inimă, destul de gravă, care trebuie operată cât de urgent. Nu mi-a zis de străinătate nimic, mi-a zis că trebuie să-l transferăm la Timișoara. După 6 zile s-a transferat la Timișoara și medicii de acolo și din Târgu Mureș n-au putut face nimic. Cum a venit această veste pentru dumneavoastră? Nu știu, nu am cuvinte, credeți-mă, s-a dărâmat totul pe mine, nu știu. Și nici nu vreau să mă gândesc la ce e mai rău. Vreau să trăiască și Andrei, să fie și el, să crească alături de copiii ăștia la alții aici. Nu știu. Sistemul sanitar românesc ne arată încă o dată cât este de bolnav. Speranțele la viață sunt călcate în picioare, chiar dacă suferindu-l se agață de orice gând bun și luptă pentru a trăi. Andrei a trebuit să treacă prin 3 spitale pentru că abia la Târgu Mureș părinților să li se spună verde în față că o operație în străinătate este singura speranță pentru ca Andrei să poată trăi. Trebuie operat de urgență, că dacă nu o să fie operat de urgență, deci am înțeles un fel de bypass, trebuie să-i schimbi o venă, deci o venă e prea micuță, e de mărimea, să zic, a unei paste de pix, înțelegeți? Și pe acolo nu se poate oxigena sau nu circulă sângele, ar trebui să fie de mărimea pixului normal, deci vena, ca să poată pompa spre inimă acolo. Mă rog, mi-a explicat în mare așa, dar e foarte greu, zice că nu, la noi în țară nu riscă nimeni să facă așa ceva. Părinții lui Andrei nu se dau bătut și continuă să lupte pentru viața băiețelului lor. Au găsit o clinică la Szeged, în Ungaria, care are dotările necesare pentru complicată operație la care urmează să fie supus copilul. Din păcate însă, costurile sunt uriașe. Prețul operației, al recuperării și al tratamentului ajunge la 10.000 de euro. Au reușit să strângă abia suma de 2.000 de lei, dar Andrei a fost dus deja la Szeged pentru că operația trebuie făcută cât mai rapid. Să ne spuneți cum a fost despărțirea de Andrei, pentru că astăzi ne-a spus că a plecat. Da, a fost foarte greu. Cu lacrimi în ochi, ca și acum, deci am venit să fug după ei, efectiv. A plecat și sper să fie bine. Sper să se întoarcă. I-am și spus la soție să mi-l aduc acasă, viu și, evident, vindecat. Chiar dacă încă familia nu dispune de suma necesară pentru operație, medicii de la Szeged au acceptat să-l opereze pe Andrei, urmând ca întreg costul intervenției să fie achitat până la externarea copilului. Părinților va fi foarte greu să strângă această sumă de bani, deoarece mama este momentan casnică și are grijă de cei 3 copii, iar tatăl este vatman și are un salariu de aproximativ 1300 de lei lunar. Aveți emoții pentru intervenția care o să fie în Ungaria? Absolut, absolut. Când mă anunță soția că îl operează, vă dați seama că o să stau ca și pe ace, nu știu cum să mă exprim. O să fug normal, repede, în Ungaria și eu să fiu acolo lângă el, să-l văd când iasă din operație, să îmi spună o veste că e în regulă, e operat cu succes și să îl pot ține în brațe. E copilul meu, vreau să trăiască și el. Împreună îl putem ajuta pe Andrei să trăiască, măcar în asemenea cazul să arătăm că suntem oameni și să punem mână de la mână pentru a strânge măcar o parte din costul operației. Chiar acum este afișat pe ecran numărul de cont la care se pot face donații, dar pentru alte detalii puteți să ne contactați pe site-ul nostru www.expresstv.ro.